Bine v-am regăsit, dragii mei, îl așteptăm și pe invitatul nostru în studio astăzi, deputatul PSD de Gorj, Claudiu Manta. Însă, până atunci, vă invit să urmărim împreună un material, pentru că emisiunea de astăzi este dedicată unor evenimente ce au avut loc în țara noastră și pe care urmează să le discutăm atât cu invitatul nostru în studio, cât și cu invitații noștri prin telefon. Urmărim așadar un video, după care vom intra cu invitații noștri în studio. Mare atenție însă că urmează imagini cu impact emoțional. Vedem imagine și apoi revenim. Da. Întoarceți boxele astea așa. Stânga, da. Dreapta, da? 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 Ține viorile acolo. Pentru dușmanii sunt mărușii. Întoarceți boxele, da? 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 Dați-vă, mă, faceți mai mare roata asta. Hai să mă vând. Dar să ne vedem noi. Dați-vă mai așa să se vadă, fraților. Mai mulți, mulți. Dați-vă mai spate și mai mulți. Merge, frate! Acestea au fost imaginile, am să vă dau citire și comunicatului dat publicității de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Iată, spune așa, în seara zilei de 04.07.2021, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, secția 23 Poliție, s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe un teren viran, situat în proximitatea unor locuințe improvizate, un grup de persoane asculta muzică la volum mare și tulbura liniștea publică. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție din cadrul sectorului 3. Ne oprim și o ascultăm pe doamna comisar șef de poliție Diana Sarca, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Bună seara, doamna Sarca, ne auziți? Bună seara, da. Vă rog să-mi spuneți care sunt măsurile pe care le-ați luat și ce s-a întâmplat în urma imaginilor apărute în mediul online. În primul rând, aș vrea să încep cu întreaga situație. În seara de 4 iulie, polițiștii secției 23 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe un teren viran aflat în proximitatea unor locuințe improvizate, mai multe persoane, un grup mare de persoane, ascultau muzică la un nivel ridicat și au demarat verificările sub aspectul tulburării liniștii publice. Au fost identificate mai multe persoane la fața locului, deplasându-se echipaje din cadrul Poliției Sectorului 3. Am avut și sprijinul colegilor de la Jandarmeria București, precum și a colegilor de la Serviciul de Acțiune Specială. După intervenția polițiștilor, persoanele respective au părăsit zona, dar la fața locului au mai rămas polițiștii pentru a se asigura că normele de conviețuire socială sunt respectate. În faza inițială au fost aplicate sancțiuni contravenționale, și ulterior au fost aplicate și alte sancțiuni contravenționale, inclusiv astăzi vorbim despre 11 sancțiuni în cuantum de 16.000 de lei. De asemenea, în urma apariției imaginilor în spațiul public, au fost declanșate cercetări, tot din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiuni de port fără drept a un obiect periculoase. Cercetările în acest caz se efectuează supravegherea parchetului pe lângă judecătoria sectorului 3. Bun, înțeleg de la dumneavoastră că dumnealor v-au spus că acolo se filma un videoclip. Din datele existente până la acest moment, rezultă și un asemenea aspect, dar aceste zone nu sunt finalizate.
Cercetările continuă, înțeleg, de la dumneavoastră. Bineînțeles, cercetările continuă, dar la, vorbind de momentul prezent, există presupunerea că încercau să realizeze un videoclip. Pe imaginile extinse pe care noi nu le-am prezentat telespectatorilor, erau mai multe cuvinte injurioase, de asemenea se instiga la ură și totodată se scandau și numele anumitor personaje din mediul respectiv. Deci, la acest moment, cercetările au fost declanșate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port fără drept a unor obiecte periculoase. Dar asta nu înseamnă că se oprește aici. Cercetările sunt continuate și dacă se conturează existența unei alte infracțiuni, nu se pune problema de a ne opri la acest stadiu. V-am înțeles. Vă mulțumesc mult de tot. Alături de noi a fost doamna comisar șef de poliție Diana Sarca, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Mulțumesc mult. Succes în continuare. Așadar, îi spunem bine ați venit în studioul nostru domnului Claudiu Manta, deputat PSD de Gorj. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Manta, de unde luăm astfel de obiecte? Pentru, de la magazin de bricolaj, pentru sigur videoclipuri. Că am văzut și eu și ca orice cetățean al acestei țări am fost șocat de asemenea imagini pe care dumneavoastră în media le-ați prezentat. Da. Nu știu cum să le cataloghez. Sigur că și acești oameni fac parte din societatea asta în care trăim, însă odată nu mi se pare în regulă că astfel de lucruri se petrec și cu atât mai mult cu cât se petrec în spațiu public, pentru că eu am crezut că am depășit această etapă, haide să zicem, a începutului libertății noastre, anilor 90, în care, iată, clanurile interlope, pentru că înțeleg că despre asta este vorba, e adevărat, n-au ajuns la reglări de conturi în stradă, dar fac astfel de, sau efectuează astfel de manifestări, haide să le spunem până la urmă, antisociale. Ceea ce trebuie din partea noastră a societății în general este evident o reacție de respingere, iar dacă, așa cum spunea și doamna purtător de cuvânt a poliției, acolo s-au petrecut și fapte antisociale, căzi de natură penală, contravențională și așa mai departe, evident rămâne în sarcina organelor în drept să le stabilească și eventual să vinovații să fie trași la răspundere, dar și ăsta este un aspect extrem de grav pe care vreau să-l subliniez, astfel de manifestări ale clanurilor interlope trebuie să fie sancționate și în legislația penală și contravențională, cu siguranță că există sancțiuni pentru ceea ce s-a întâmplat zilele trecute la respectiva manifestare, haide să o numim, să o numim așa, legiuitorul, eu sau cred că, unui da, videoclip. Sau mă rog, sau filmarea unui videoclip, ceea ce s-a petrecut acolo urmează să stabilească organele în drept. Ceea ce vreau să subliniez este că, în ciuda a ceea ce se vehiculează în spațiu public, astfel de fapte sau legiuitorul sancționează astfel de fapte, iar Parlamentului, dacă le vor fi solicitate năsprirea legislației penale pe această chestiune punctuală, pentru că o lege nu poate să fie punctuală, nu poate să fie dată pentru o anumită faptă concretă, ca să zic așa, sau pentru o anumită situație particulară, evident că trebuie să reacționeze și, dacă este cazul, după o analiză serioasă, să se năsprească pedepsele pentru astfel de fapte antisociale. În regulă, îi spunem bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, domnul Dan Saltelechi, vicepreședintele Sindicatului Europol în România. Bună seara, ne auziți? Bună seara, vă mulțumesc foarte bine. În regulă. Cum comentează sindicatul dumneavoastră aceste imagini și comunicatul de presă, declarațiile colegilor dumneavoastră? Da, din păcate, de foarte mulți ani asistăm la o degradare a ceea ce înseamnă legislație pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Pentru că, din păcate, dacă în trecut am avut o prevedere de sancționare și de încadrare asemenea fapte ca și infracțiuni în legea 61 din 1991, din 2014 încoace, prin modificările aduse atât legii 61 cât și codului penal, nu mai putem încadra astfel de întâmplări ca și infracțiuni. După cum prea bine cunoașteți, în trecut astfel de
fapte erau încadrate la infracțiunea care se referea la portul ilegal de arme albe în locuri publice, până la urmă, dacă puneau viața în pericol a persoanelor, și era pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Însă în prezent nu mai putem vorbi de o infracțiune decât dacă aceste obiecte sunt purtate la adunări publice, la manifestări culturale, sportive sau în locuri special amenajate. Deci, înțeleg de la dumneavoastră, înțeleg de la dumneavoastră că dacă luăm un poșet nu e nicio problemă, nu? Un astfel de obiect. Din păcate, o persoană ar răspunde penal doar dacă ar avea asupra sa acel obiect contondent sau tăietor în momentul în care s-ar afla într-un mijloc de transport în comun, într-un restaurant sau la o adunare publică, o manifestare culturală sau sportivă. În rest, ne putem plimba nestingheriți, din păcate, cu astfel de obiecte asupra noastră și, după cum ați văzut și imaginile, generează un pericol deosebit până la urmă. Pentru că oamenii aceia nu instigau până la urmă la nerespectarea ordinii de drept, la nerespectarea autorității și așa mai departe. Chiar dacă se filma un videoclip? Acestea le catalogăm ca fiind tertipuri avocățești, pentru că n-am înțeles din imaginile respective cine era regizorul. Nu am înțeles dacă existau delimitări ale zonei în care se filma. Acestea sunt tertipuri avocățești menite până la urmă a apăra clienții. Vreau să mai discut cu dumneavoastră încă un subiect cel legat de digitalizare. Ce ne puteți spune? Există internet peste tot? Adică dacă aceste imagini apar acum, nu știu, pe internet, orice coleg de-al dumneavoastră poate accesa și avea acces? Din păcate, există foarte multe structuri în Poliția Română, al căror program este organizat după principiul 8-16. Acolo unde ar fi putut exista conectivitate la rețeaua de internet public, ar fi putut fi vizualizată. Însă acestea sunt clădiri, birouri de la nivelul Poliției Române în număr limitat. Și acum, dacă ne raportăm la situația asta, avem colegi în stradă la ora 2, la ora 9, de exemplu, da, care nu au acces, sau chiar cei din anumite birouri nu au acces la rețeaua publică de internet și nu pot să vadă aceste postări. Pe lângă asta, dacă mâine, că am atras atenția asupra acestui aspect întotdeauna reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, dacă mâine colegii noștri ar renunța să-și mai folosească telefoanele personale în interesul serviciului, instituția ar paraliza, să știți. Adică, dumneavoastră îmi spuneți mie că mare parte din colegii dumneavoastră își fac treaba la serviciu cu telefoanele personale? Păi, atâta timp cât sunt zone în care stațiile de emisie-recepție nu funcționează și sunt direcționați la apeluri prin 112, automat că sunt contactați pe telefoanele personale de către dispecerii de serviciu. Pe lângă acest aspect, nu poate fi stabilită o legătură întotdeauna între apelant și polițistul care este în teren, motiv pentru care polițistul se simte nevoit din punct de vedere al propriei conștiințe, al conștiinței sociale, să contacteze de pe telefonul personal persoana care are nevoie de ajutor. Și cum vedeți o soluționare a acestei crize? Să-i spunem criză. Păi, asistăm de foarte mulți ani la declarații pompoase ale celor care s-au prindat pe la conducerea Ministerului Afacerilor Interne, da, care au tot promis reformă, digitalizare, însă această reformă și digitalizare vedem unde ne duce. Astăzi vorbim de sedii, de unități de poliție care funcționează, să zicem, prin intermediul a două sau trei, maxim, adrese de e-mail, unde am putea trimite solicitări, sesizări, că în rest nu au acces la rețea. Iar în ceea ce privește reforma legislativă,
Vedem astfel de întâmplări ca cea din zilele trecute, unde s-au strâns persoane respective pentru a turna chipurile un film. Nu putem să dispunem măsurile legale în consecință, pentru că aceștia își pot relua activitatea imediat după plecarea poliției. Mai ales că dacă am și oprit în trafic, am și văzut așa reformă și acea lovitură de imagine pe care ministrul Zela a încercat să o dea pentru opinia publică, în momentul în care oprim în trafic autoturisme și identificăm în acestea astfel de obiecte, nu putem dispune măsura confiscărilor, pentru că persoana respectivă nu a încălcat nicio prevedere legală. Ce credeți că ar trebui să facă legiuitorul? Ar trebui să existe modificări legislative sau legea de acum este suficientă? În mod clar, trebuie înscrită legislația. Chiar zilele trecute am sesizat prin intermediul organizației noastre Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care, bineînțeles, că a solicitat, până la urmă, punct de vedere și din partea Ministerului de Interne, care a venit și a completat această solicitare și problemă pe care noi, ca sindicat, am ridicat-o, spunând că au recurs la modificarea legii 218 în ceea ce privește funcționarea Poliției Române. Dar mai departe, pentru că avem un întreg ansamblu, o gamă largă de acte normative care trebuie modificate, trebuie încadrate ca infracțiuni acest gen de fapte pentru a putea fi dispuse măsuri corespunzătoare, fie de ridicarea acelor bunuri în vederea confiscării, întocmirea dosarelor penale și eventual cercetarea și în final condamnarea persoanelor respective. Pentru că așa trebuie să înțelegem toți că pe lângă faptul că reprezentăm instituții, da, suntem cetățeni. La rândul nostru, ca cetățeni, avem nevoie de siguranță. Cei dragi nouă au nevoie de siguranță. Și atunci, dacă ne dorim ca toți să fim în siguranță, ce așteptăm să se întâmple pentru a dispune modificările legislative de rigoare? Lucruri neplăcute s-au întâmplat și știți foarte bine că au existat suficient de multe cazuri mediatizate unde colegii dumneavoastră au ieșit oarecum șifonați. Da, categoric. De pe vremea ministrului Carmen Dran am tot solicitat înăsprirea cadrului legislativ și în ceea ce privește infracțiunile de ultraj, însă, după cum prea bine cunoașteți, politicienii de la acea vreme au fost preocupați de modificarea legii privind recursul compensatoriu. Deci, după cum se vede, dacă ne referim la diversele guverne și diversi miniștri care au condus instituțiile statului, aceștia tot timpul s-au raportat la cu totul alte priorități decât cele care vin cumva în folosul real al comunității. Uitați, stimate domnule, există și câteva obiective pentru perioada 2021-2024, așa, pentru atingerea unor obiective generale ale ministerului pe care vreau să-l reprezentați și se spune așa: adaptarea și modernizarea instituțiilor MEI pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și societății într-un sistem coerent, guvernat de principii și responsabilitate, consolidarea capacității de intervenție și de reacție a MEI pentru impunerea respectării legii, implementarea unui sistem modern de recrutare, formare și evoluție profesională a personalului MEI, simplificarea administrativă și transformarea digitală a serviciilor publice și procedurilor interne de lucru. Adică, la nivel de declarații, pare totul în regulă. Da, în ce perioadă? Presupun că 2021-2025. 24. În regulă. Până atunci înseamnă că vom fi puși în postura ca în continuare cei ce ne desfășurăm activitatea în secțiile de poliție și în posturile de poliție din mediul rural, în condiții insalubre, da, să povestim și noi cetățenilor că trebuie să aibă răbdare până în 2024, când vom avea o toaletă la care să poată să meargă atunci când dau nevoie, dacă vin să ceară ajutorul poliției. Pentru că știm foarte clar că în mediul rural există condiții de nedescris pentru a lucra cu publicul,
Și se vede foarte clar că de-a lungul anilor ministerul s-a mișcat cu aceeași viteză pentru asigurarea unor condiții optime pentru cetățeni, efectiv, pentru că nu neapărat igiena dintr-o instituție este în folosul polițiștilor. Acolo este o unitate de poliție care deservește o comunitate. Bineînțeles că oamenii care vin acolo poate au nevoie să beau un pahar cu apă, au nevoie să se spele pe mâini și au nevoie să folosească un grup sanitar. Pe de altă parte, pare imediat, o să vă las să dialogați, pe de altă parte, ultima întrebare mai am la dumneavoastră, pare că în ultima perioadă s-a pus mare accent pe partea aceasta legată de pensionarea cadrelor MEAI și cam doar atât v-a interesat. Nu, din păcate nu există o predictibilitate din partea guvernanților referitoare la vârsta de pensionare și la condițiile în care pot ieși la pensie polițiștii. Iar aceștia, să știți că practicând o meserie de vocație, se gândesc foarte puțin la partea financiară. Motivul principal pentru care polițiștii care încă mai au experiență și ar mai putea să lucreze încă 2 sau 3 ani maxim, ies la pensie din cauza gradului de prostituție profesională în care a ajuns instituția la acest moment. Pentru că avem zone și județe din țară unde într-un birou lucrează 2 polițiști pentru a deservi comunități de 3.000, 5.000 de oameni. Aceștia nu au condiții, de muncă absolut deloc, sunt nevoiți să lucreze peste program tot timpul, riscă să nu-și recupereze orele suplimentare pe care le-au executat și pe lângă asta pur și simplu au constatat că modul în care lucrau ca polițiști în urmă cu 10 ani s-a schimbat total. Prioritățile sunt cu totul altele. După cum am văzut, au fost puși colegii noștri să alerge după persoane care nu purtau măști de protecție, pe când celelalte activități care cu adevărat produc temere în rândul populației nu au mai putut fi direcționate resurse. Și atunci vă dați seama că starea de frustrare crește foarte mult și pur și simplu alegi, indiferent de cât de mult te-ai dorit să lucrezi în continuare, alegi să faci pasul înapoi și să ieși la pensie liniștit, pentru că oricum media de viață, din păcate, pentru polițiști este de maxim 10 ani în cele mai norocoase cazuri, după ce au ieșit la pensie. Doar să adresați. Da, rezonez, sunt de acord cu multe dintre ceea ce cele spuse de către domnul polițist, cu o mențiune totuși. Vorbeați un pic de schimbarea cadrului legislativ. Sigur că asta este o discuție pe care putem să o facem și cred că trebuie făcută. Nu știu neapărat dacă pe acest subiect, însă știți foarte bine și dumneavoastră și telespectatorii noștri că problema principală a acestor ani în România nu este neapărat lipsa cadrului legislativ. Legea există, însă problema principală reprezintă aplicarea lor. Modul în care aceasta, norma penală sau norma contravențională, este aplicată în situații concrete. Deci, în principiu, în urma unor discuții, evident, purtate în cadrul mai larg al societății, se poate vorbi despre aplicarea, despre o modificare ce poate fi făcută pe această normă despre care dumneavoastră vorbeați, însă eu cred că mult mai importantă este aplicarea corectă, nediscriminatorie și cât mai exactă a acestor norme. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, poliția și numai poliția, poate și alte instituții, hai să zicem, de forță, de multe ori sunt subfinanțate, de multe ori mulți și am constatat-o chiar și eu, mulți dintre colegii dumneavoastră lucrează în spații insalubre, mai ales în mediul rural, sunt deseori subfinanțate activitățile acestea, se merge la intervenții cu mașini care poate și-au depășit norma de casare, însă eu aș vrea ca dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, poate sindicatul sau poate marea masa polițiștilor să pună mai multe presiune pe guvernanți, pentru că dacă dumneavoastră nu veniți
veniți și le solicitați aceste lucruri și le puneți în vedere. Dom'le, vedeți că avem o problemă cu dotarea, avem o problemă cu orele suplimentare, avem o problemă cu faptul că, iată, n-avem legislație. Guvernanții, mai ales cei actuali, cărora le pasă prea puțin de dumneavoastră și le pasă prea puțin de cetățeni, și dovada o avem cu ultimul an și jumătate de guvernare, nu vă bagă în seamă. Ăsta este riscul dacă dumneavoastră nu puneți presiune pe guvernanți și nu le sesizați mai ferm toate aceste lucruri. Iar rezultatul vedem cu toții. Clanul interlop care, iată, ies în stradă și ghilimele de rigoare filmează un videoclip, lipsa de autoritate, dacă vreți, și faptul că acești oameni nu recunosc autoritatea statului, astea sunt consecințe ale celor spuse de mine anterior. Domnule Sotel, vă rog. Vă dau dreptate cu câteva amendamente. Indiferent dacă am fi vorbit de o infracțiune sau de o contravenție, din păcate, în ceea ce privește contravenția în cazul de față, știm foarte bine că statul nu a creat suficiente pârghii și mecanisme de recuperare a acestor creanțe. Și bineînțeles, când avem de-a face cu oameni care nu au niciun loc de muncă sau cu alți oameni care nu au veniturile declarate și înregistrează averi pe numele altor persoane, nu pot fi trase la răspundere și nu simt efectiv efectul scontat al legii. Iar referitor la dotare și condiții insalubre, până la urmă, să știți că este o nevoie a societății de condiții mai bune, pentru că vrem, nu vrem, stăm și ne comparăm cu ceilalți. Vă dau un exemplu. Săptămâna trecută a fost acea descindere a poliției la Mehedinți pentru contrabanda cu țigarete. Nici nu vă închipuiți în ce hal arăta sediul poliției din localitatea în care liderul grupării avea casă. Deci vorbim de un imobil dezafectat care stă să cadă, care efectiv este închis până la urmă, și de un mare palat al personajului respectiv. Și atunci vă dați seama, ca individ, cum se raportează din punct de vedere al statutului socioeconomic în raport cu instituția în sine. Și de aici pleacă foarte multe nereguli și scade inclusiv autoritatea instituției. Tocmai asta spuneam. Dumneavoastră ați făcut presiuni pe ministru de interne în subordinea căruia sunteți, sigur că subordonare, haideți să spunem, nu ierarhică, ci mai degrabă funcțională, și să-i spuneți: domnule ministru, acolo colegul nostru, că nu-i vorba numai despre el, este în situația asta. Haideți cumva să găsim o soluție să poate să transferăm aceste imobile către autoritățile locale, care se dovedesc mult mai capabile să facă renovările, să facă chiar o minimă dotare pentru asta. Uitați-vă, spre exemplu, la dispensare, pentru că multe dintre comunele, cel puțin din județul Gorj, au dispensare moderne, au dispensare reabilitate, pentru că autoritățile locale au putut să se implice, au reușit să atragă chiar și fonduri europene, pentru că văd că Ministerul de Interne este incapabil de așa ceva, cel puțin la momentul de față, și cred că nici în viitor, mai ales cu actuala guvernare, nu va reuși să o facă. Haideți să găsim o modalitate, pentru că e foarte clar că lucrurile nu mai pot să meargă așa, nu mai pot să continue în această direcție, și aici, din partea dumneavoastră, în primul rând, cred că ar trebui să vină un set de propuneri către ministrul de interne și către alte autorități care au atribuții în acest domeniu, să găsim o soluție poate pentru a reuși să dotăm, să curățăm, să igienizăm aceste spații insalubre în care desfășoară activitatea colegii noastre, în special din mediul rural. Aș dori să vă... Doar atât, voiam să fac o paranteză și să vă transmit atât dumneavoastră cât și telespectatorilor noștri că am încercat să luăm un punct de vedere al ministerului de resort, al ministerului pe care noastră îl reprezentați, însă dumnealor ne-au transmis că nu se încadrează ca timp în a găsi un răspuns în ceea ce privește digitalizarea tuturor sediilor poliției din România. Și că în mare parte acest lucru s-a realizat și că doar pe aici, pe acolo, ar mai fi ceva probleme. Este un punct de vedere, repet, neoficial.
Vezi, dacă ne referim la digitalizare în ceea ce privește accesul la rețeaua publică de internet, exact, la cea securizată, exact, vă putem da ca și exemple toate posturile de poliție comunale din județele României care nu sunt raportate. Bun, da, acolo ministerul dumneavoastră poate să spună că, nu știu, nu e satelitul bun și de asta nu poți să racordeze secția de poliție. Din moment ce există posibilitatea racordării la rețeaua de intranet, rețeaua securizată a instituției, automat există semnal și pentru cealaltă rețea. Membrii societății, fiecare în parte, trebuie să înțelegem că instituția poliției este una esențială pentru fiecare stat. Cum spunea invitatul dumneavoastră, da, am deputatul Claudiu Manta. Da. Am tot efectuat demersuri de la sfârșitul anului trecut și acțiuni de protest în fața prefecturilor, cât și în fața Ministerului, a Guvernului și a Palatului Cotroceni, ocazie cu care ne-am manifestat dezacordul cu privire la salarizare, la dotare, la prevederi legislative care nu ajută polițiștii să muncească și să protejeze cetățenii așa cum merită și așa cum își doresc până la urmă. Am avut inclusiv o activitate de protest în fața Ministerului Afacerilor Interne în care am dus niște toalete care erau efectiv niște schelete ale celor pe care le-au posturile de poliție din comunele României. Moment în care am constatat că acestora nu le convine să scoatem cu ghilemele de rigoare, gunoiul de sub preș, să prezentăm realitatea. Da. Și am observat că la acea vreme foarte mulți dintre șoferii din minister alergau să-și ia autoturismele sau autoturismele șefilor lor din parcare pentru a nu fi efectiv filmate de către presă, ca apărând în dreptul acelor WC-uri care sunt utilizate în mediul rural. Deci cam asta este abordarea ministerială până la urmă. Nu vrem să recunoaștem care ne este nivelul, astfel încât să putem să și performăm. Să putem să construim, să știm care este momentul zero. Așa, de dragul opiniei publice, să vii să te lansezi în cifre, să spui ce bine este, cât de autoritar suntem, dar știm că lipsește legislație. Pentru asta ministerul trebuie să vină cu propuneri până la urmă în guvern, să inițieze proiecte de acte normative prin consultarea organizațiilor sindicale. Dar asta nu s-a mai întâmplat de foarte mulți ani, din păcate, iar acum nu avem decât să ducem un dialog al surzilor, efectiv, pentru că noi tot vorbim de câteva luni bune și nu suntem auziți. Și atunci cum faceți față pericolelor Uniunii Europene și, în general, a faptului că România este o țară europeană? Și acum, haideți, a fost această perioadă de pandemie în care n-a mai avut nici exodul acela de, și fluxul de imigranți, dar lucrurile probabil se vor îndrepta și atunci revenim la situația de dinainte. Cum faceți față? Gândiți-vă că polițiștii nu sunt super eroi, nu sunt supermen sau roboți. Până la urmă acționează cu demnitate, cu curaj, atâta cât legislația le permite. Până la urmă vedem că se întâmplă cazuri, că nu există sintagma utilizată de domnul ministru că România este o țară chiar foarte sigură. Într-adevăr, sunt cazuri izolate, dar am avut cazul Arad cu explozie, am avut diverse alte cazuri ulterior în care am constatat că societatea civilă poate fi pusă în pericol și că fără a avea resursa umană suficientă în instituțiile de apărare și siguranță națională, nu vei putea preîntâmpina sau reacționa în modul optim pe care îl dorești pentru a asigura protecție. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot. Alături de noi a fost vicepreședintele Sindicatului Europol România, domnul Dan Saltelechi.
Domnule deputat, cum vedeți dumneavoastră această situație? E foarte grav ce se întâmplă, așa cum am spus-o și înainte și cum au spus-o și antevorbitorii mei. Pentru că e vorba de un mesaj pe care aceste clanuri le transmit societății. Faptul că nu mai există lege sau dacă există această lege, nu li se aplică lor. Dacă vreți, o formă de dispreț pe care acești oameni ne-o arată nouă tuturor. Eu continui să susțin ideea, domnule, legi în țara asta există, sigur că pot fi îmbunătățite și aici vreau să-i spun interlocutorului nostru, din păcate a închis, faptul că este atributul guvernului să vină cu modificări de legi. Dacă dânșii nu vor să o facă guvernul, că au diverse motive, inclusiv dânșii pot discuta cu un anumit parlamentar care poate să vină cu o inițiativă legislativă. Această inițiativă legislativă să fie discutată. O să vă pun în legătură. Eventual, ca să... Și, da, sigur, și eventual aprobat într-un final în Parlament. Deci, dar această problemă a subfinanțării, pentru că vedeți dumneavoastră, și mă uitam stupefiat la declarațiile primului ministru Câțu, care spunea, domnule, ce bine o duc românii, că avem cea mai rapidă revenire economică și așa mai departe. Să-i spună domnului Câțu, acestui domn polițist, să-i spun acestui domn polițist și celor care sunt în stradă lucrurile astea. Iar dânsul poate să răspundă că există toalete în fundul curții și la poliție, că merg cu mașini care și-au depășit norma de casare și așa mai departe. Unde este această revenire economică? Cred că doar în mintea domnului Câțu. Bun, există și niște previziuni conform cărora ale specialiștilor în economie, vorbesc de specialiști în economie la nivel mondial, care spun că va urma din nou o altă criză, datorită faptului că în această perioadă de pandemie statele au tipărit bani pentru a ajuta economiile. Exact. România a ajuns la o rată de împrumut de 60% din PIB. Da, în aceste condiții, doamna, ce vom face noi? Doamna, gândiți-vă că atunci când guvernul PSD a plecat, rata de împrumut era undeva, ponderea din PIB era undeva în jur de 35-40%. Bun, însă dumnealor acum vor spune automat că a venit pandemia, doamna, și nu au ce să facă. Doamna, nu se poate să aproape cu 50% să crește această rată într-un an și jumătate, mai ales că nu se văd banii. Asta e marea dramă, că am ajuns să ne împrumutăm cu 1000 de euro pe secundă. Atenție, așa, oameni buni! Guvernul Câțu și guvernul Orban au împrumutat această țară cu 1000 de euro pe secundă. Unde sunt banii? Pentru că vedeți că DNA-ul investighează achizițiile astea fictive făcute în toată această perioadă a pandemiei la prețuri supraevaluate și așa mai, și așa mai departe. PNRR-ul, care era Planul Național de Redresare și Reziliență, care era o șansă uriașă pentru țara asta. Și mai rămâne șansa aceasta. Suntem una dintre puținele țări din Uniunea Europeană căruia nu i s-a aprobat PNRR-ul. Ia, uita ce zice domnul Cățu, că datorită guvernului economic România are cea mai rapidă revenire Bun, după criza economică din ultima sută de ani. Telechi, sau cum se numea antevorbitorul meu, îmi cer scuze că n-am reținut, să-i spună toate lucrurile astea, să le spună polițiștilor care sunt în stradă, să le spună oamenilor rata șomajului a scăzut în fiecare lună, care au fost concediați, să le spună celor din Horeca care și-au pierdut joburile și și-au închis afacerile, să le spună oamenilor care au aplicat pentru măsura 2 și pentru măsura 3 și nu și-au primit nici acum banii. Oamenii ăștia simt pe pielea lor că omul acesta, cred că și-a pierdut busola, haideți să fiu elegant în exprimare, când face asemenea afirmații, când cu toții simțim că lucrurile nu sunt în regulă, că s-au închis afaceri, că oamenii o duc mai rău, trăiesc mai rău, să vii să spui și să negi realitatea spunând... Păi domnule, nu, uitați, dânsul vorbește de la Institutul Național de Statistică și citez doamna, acum din ce a spus domnul Florin Câțu, este public. Zice așa, rata șomajului, scuzați-mă, da, rata șomajului a scăzut în fiecare lună din 2021. Institutul Național de Statistică a anunțat că rata șomajului în luna mai a ajuns la 5,5% și la cel mai mic număr de persoane în șomaj din martie 2020. Încă o dată, noi aici discutăm, comparăm mere cu pere. Păi o secundă și tot dânsul spune că o economie în care cresc investițiile și salariile este o economie în care crește numărul locurilor de muncă în mediul privat.
Citesc din nou, economia României are, datorită activității bune a guvernului pe care îl conduc, cea mai rapidă revenire după criza economică din ultima sută de ani. Deci este incredibil, sincer, nu pot să fac, să comentez asemenea, nu știu cum să le spun, afirmații aiuritoare ale primului ministru al României. Este păcat că dânsul deține această funcție și spune astfel de lucru, când cu toții simțim că lucrurile merg într-o direcție greșită și telespectatorii noștri o simt pe propria lor piele. Pe departe de ceea ce spune domnul Câțu și ce cifre aruncă dumnealui pe piață, lucrurile nu sunt așa, vă repet, spuneți-le celor din Horeca, spuneți-le celor din mediul privat, spuneți-le bugetarilor cărora li s-au tăiat veniturile și voucherele de vacanță, spuneți-le celor ale căror afaceri au fost închise în toată această perioadă, spuneți-le celor hăituiți de polițiști că nu purtau mască și cărora li s-au aplicat amenzi, spuneți-le tuturor celor oamenilor, că majoritatea dintre noi am avut de suferit în această criză, puneți-le în față vorbele domnului Câțu și o să vedeți cât de lipsite de sens și de logică sunt, pentru că încă o dată, oameni buni, cred că guvernarea asta a făcut atât de mult rău acestei țări, încât ne va lua mult timp de acum înainte doar să restituim aceste împrumuturi faraonice făcute de către actuala guvernare, să ne împrumutăm cu 1000 de euro pe secundă. Sunt totuși cifre enorme, iar banii ăștia vor trebui dați de noi toți înapoi, că n-au fost primiți cadou. Pe lângă faptul că ne-am împrumutat la dobânzi foarte, foarte mari, foarte, foarte mari, da? Pentru că, evident, cei care creditorii au văzut că avem nevoie de bani și atunci automat au mărit dobânzile, da, față de celelalte state, pe lângă faptul că ne-am împrumutat și foarte mult. De ce ne-am împrumutat foarte mult? Pentru că aveau nevoie de bani pentru clientela de partid, pentru camarila lor, pentru funcții bine plătite, prin consilii de administrație, angajări pe diverse criterii și așa mai departe. Și vă repet, nu o spun eu, o spun organele de anchetă care au sute de dosare penale în cercetare doar pe achizițiile din pandemie. Vorbea domnul vicepreședinte al Sindicatului Europol despre digitalizarea MEI, însă s-a discutat în ultimii ani nu doar de digitalizarea Ministerului Afacerilor Interne, ci de digitalizarea întregii Românii, pentru că știți foarte bine că au fost puse pe tapet extrem de multe contracte cu diverse firme. S-a câștigat mult, au existat unele rețineri în ceea ce privește anumite contracte pe anumite segmente diverse, da? De ce nu reușim să avem acest acces? Haideți să luăm învățământul și aici vreau să vă reamintesc că aproape un an și jumătate, cu mici întreruperi, copiii noștri au stat acasă. Adevărat. Pe lângă faptul că a fost o măsură criminală, faptul că în nicio țară din Europa nu s-a închis învățământul nediscriminatoriu și total, așa cum s-a întâmplat la noi în toată această perioadă. Ați văzut că specialiștii în... Doamne, haideți să ne înțelegem. În nicio țară din Europa nu s-a închis învățământul atât de mult timp și, vă repet, nediscriminatoriu. Au zis că mergem pe online. Sigur că învățământul acesta online are hibele și problemele lui. Însă vă reamintesc o cifră ca să vă leg de digitalizare. Peste 10% dintre elevii din județul Gorj, asta e o statistică oficială de la Inspectoratul Școlar Județean, peste la 10% dintre elevii din județul Gorj nu au acces la internet. Nu au acces la internet pentru că nu există capabilități fizice ale rețelei să aibă acești copii acces la internet. Păi și atunci de ce să ne mai supărăm noi pe Ministerul de Resort? Păi ce facem cu acești copii, doamna Irina? Ce facem cu acești copii? Pentru că din cei 90% rămași, eu vă garantez, și asta e o chestiune pe care eu o bănuiesc, nici jumătate n-au făcut școală online așa cum trebuie.
nici jumătate. Datorită diverselor, de la vârsta mică a copiilor, că nu pieți, e greu unui copil de clasa 1 sau a 2 să-i cer, domnule, conectează-te la internet când să-l părintele mai vorbim nu de e acasă. Să mai vorbim sau, de grădiniță. Când părintele nu e acasă și intră și fă școală online. De asta vă spun că a fost o măsură criminală aceasta închiderii nediscriminatorii și atât. Însă acum trebuie să fiu și de partea guvernului, că ați văzut că le-a dat posibilitatea unuia dintre părinți să stea acasă cu copilul. Doamne, știți că s-au cumpărat, sper să nu greșesc, în jur de 2 milioane de teste pentru testarea rapidă a copiilor. Da, da. Aceste teste au fost cumpărate din banii noștri ai tuturor. Nici 10% dintre aceste teste nu au fost folosite pentru testarea copiilor. Păi nu au fost folosite, domnule deputat, pentru că pentru a fi testat un copil, părintele trebuie să-și dea acordul. Bun. Însă părinții noștri din România, fiind reticenți, de ce s-au cumpărat 2 milioane de teste? Cine știe ce se întâmplă prin această testare? Nu și-au dat acordul ca acești copii să fie testați. Bun, cine răspunde pentru faptul că s-au aruncat banii pentru 2 milioane, 1.900.000 de teste rapide? Pentru că aceste teste sunt luate din banii noștri ai tuturor. Aceste teste expiră în câteva luni, pentru că din câte am înțeles au o valabilitate limitată, aceste teste expiră, bani aruncați pe apa sâmbetei. Cine răspunde pentru acești bani? Pentru acești păi bani da, dar aruncați? Dumneavoastră puteți să obligați un părinte să-și dea acordul dacă nu vrea? Nu pot să-l oblig, doamna Irina, vedeți? Dar eu pot să-mi fac un calcul. Domne, hai să nu cumpăr 2 milioane de teste, hai să cumpăr prima dată 50.000 de teste, să vedem dacă se consumă. După aia mai iau încă 50.000. Nu mă arunc dintr-o dată să cumpăr să 2 milioane de teste de la telespectatori. Cum vedeți dumneavoastră așa de final ziua de astăzi legată de aceste manifestări culturale, să le spunem? Da, nu am foarte multe comentarii, ceea ce am avut de spus am făcut, am spus-o, însă este odată, e nevoie de o reacție viguroasă a noastră ca societate, dar mult mai important ca noastră ca societate este cum este a organelor abilitate și aici mă aștept ca ministrul de interne, conducerea poliției române să facă ceva. Evident, să aplice legea nediscriminatoriu și cât mai ferm, pentru că numai în acest fel poți să dai un mesaj de descurajare a acestor fapte. Este timpul ca acești oameni plătiți din banii noștri, fie că vorbim despre ministrul de interne, despre conducerea ministerului și a poliției române, să vină să întreprindă toate demersurile legale, astfel încât să nu mai avem astfel de situații. Mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru. Dragii mei, ce să vă spun, în continuare toleranță maximă pentru toți și pentru toată lumea. Ne revedem săptămâna viitoare, marți, la aceeași oră. Pe curând, așadar!